Bine ați venit la o nouă ediție de Executive Talk, care astăzi va fi organizată sub forma unei discuții de tip panel. Tema discuțiilor de astăzi este remodelarea economiei europene în noul context geopolitic, cum se reorganizează economia globală și economia europeană și care sunt implicațiile războiului din Ucraina. Acest eveniment este organizat de Transilvania Executive Education, singura organizație din Transilvania care oferă cursuri de tip executive, acreditate de universități din Marea Britanie. În ultimii 7 ani am dezvoltat parteneriate de colaborare cu 3 universități din Marea Britanie, atât pentru programul de Executive MBA, cât și pentru celelalte cursuri pe care le oferim. Gazda noastră din această seară este Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și mulțumim pe această cale pentru faptul că ne găsește și pentru colaborarea din ultima perioadă. Ne-am gândit la organizarea acestui Executive Talk de vreo 2 luni, însă am așteptat să vedem și evoluțiile de natură economică, politică și militară din regiune. Ce știm până acum este că războiul din Ucraina a distrus într-un timp foarte scurt sisteme sociale, politice și economice, forțând atât actori statali, cât și non-statali, precum companii, ONG-uri și alte instituții, să găsească soluții imediate, atât soluții imediate, cât și pe termen lung, care să le asigure atât funcționarea, cât și, în cel mai bun caz, prosperitatea. În acest context de criză, discuțiile despre regândirea unui sistem economic rezilient și sustenabil ne ajută să identificăm soluțiile cele mai bune pe care le putem implementa în diverse sectoare de activitate. Problematizând aspecte legate de sancțiuni economice, întreruperile din lanțurile de producție și decizii economice europene privind războiul din Ucraina, în cadrul acestui Executive Talk de tip panel, am invitat și avem alături de noi 2 experți din domeniul de business și academic, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine provocările care ne așteaptă și care sunt potențialele soluții. Discuția din această după amiază, seară, își propune să atingă 3 mari subiecte de discuție. Impactul războiului la nivel național, la nivel european și global și asupra programelor de tranziție climatică. Așadar, aș dori să începem discuția din această după-amiază cu un prim set de întrebări despre impactul războiului asupra economiei naționale. Să începem cu economia României. Întrebarea este pentru amândoi. Din perspectiva voastră și din datele pe care le avem până acum la dispoziție, care sunt sectoarele economice din România cele mai afectate și ce pot face diversi actori, precum stat, companii, cetățeni, antreprenori? Pentru a răspunde la aceste efecte. Cine dorește? Tu hotărăști cine începe, dar da. te las pe tine. Cornel? Ok, să iau prima lovitură. Așa, cu privire la economia românească, evident, cel mai afectat sector este aluminiu, din cauza costului energiei. Și trebuie să discutăm rațional despre închiderea sala la iarnă, probabil. Așa cum se discută și în Germania despre închiderea acestor capacități, inclusiv industriei chimice. Scenariul cu întreruperea gazelor rusești fiind extrem de probabil. Deci este scenariul, asta e, să zic, gradul zero al loviturii nucleare, așa, prima sută de metri în jurul său. În atâta rând, evident, industria chimică, mă gândesc ca Azomureș și echivalentele, tot ce înseamnă îngrășăminte chimice, în principal, pentru că avem de face nu doar de escaderea costului gazului, dar și al potasiului și altor materii prime specifice puse în spațiu ruso-ucranian. Apoi, în al treilea rând, acele metale esențiale în industria auto. Și cred că are loc o redimensionare aici a planurilor legate de tranziția la automobilul electric din cauza problemelor din China legate de litiu și livrările sale. Acum, noi suntem în mod direct afectați, dar există planuri de tranziție și pentru industria auto românească. Fenomenul de relocalizare a capacităților industriale duse aproape exclusiv în Asia, acum vor trebui, e un risc care trebuie diversificat. Și, practic, nicio companie care face din industria pe lucrătoare, care are lanțurile globale de valoare în
în China, de pildă, niciuna dintre ele nu a ezitat să își facă cel puțin planul de relocalizare a unor rețele de supraviețuire, măcar, în Europa de Est. Pentru că sancțiunile economice impuse Chinei sunt destul de probabile în eventualitatea escaladării unui conflict în Marea Chinei de Sud, caz în care nu vrei să fii expus prea tare la producția de piese, în mod exclusiv pe coasta chinezească. Pentru că atunci, practic, se va întâmpla același lucru care s-a întâmplat cu cei care erau implicați rusi. Acum, din fericire, Rusia avea exporturi minime de produse prelucrate și atunci n-au prea afectat multinaționalele industriale complexe, pentru că Rusia exportă hidrocarburi și cam atât, în afară de armament. Ceva IT, dar nu prea depindem de ei. Dar de China depindem extrem de tare. Și teoria asta a interdependențe liberale încă n-a fost testată în mod real, tocmai pentru că sunt dependenți doar energetic de Rusia, dar sunt dependenți într-o măsură mult mai complexă de China. Ori nimeni nu vrea să rămână expus 100% pe China. Teoria asta sperăm că funcționează, pentru că un conflict cu China ar fi apocaliptic. Există o apreciere mult mai mare în Europa a ideii de politică industrială, lucru pe care Europa a ezitat foarte mult timp să îl îmbrățișeze. Până la urmă, Europa este un exportator de produse prelucrate. Principalul său competitor este China, țară care practică pe scară extremă politicile industriale. Deci există oarecum o renaștere a politicii industriale europene, lucru pe care europenii l-au făcut foarte bine timp de decenii, timp de jumătate secol, l-au practicat bine și l-au întrerupt vreo 20 de ani, dar lumea și-a dat seama că nu a fost o idee prea bună dacă competitorii fac același lucru, practic. Reglementările Organizației Mondiale a Comerțului neaplicându-se în mod real China, din cauza puterii sale de piață. Deci ăsta ar fi al doilea aspect. Deci primul aspect e reshoring, al doilea aspect sunt politicile industriale, la nivel european mai ales articulate, esențiale în Pactul Verde European. Și un alt aspect pozitiv din această dramă, după părerea mea, este sfârșitul unor iluzii legate de ce înseamnă Rusia și intențiile sale dintr-o mare tragedie, până la urmă, pentru Rusia, în primul rând. Dar și pentru noi, datorită faptului că nu am apucat să facem tranziția asta verde într-un mod mai puțin șocant. Dar există ambiguități în orice crimă, până la urmă, și poate că e mai bine așa. Și Banca Centrală, că vorbim de cea europeană sau că vorbim de Fed, are nevoie, în primul rând, de o stabilitate politică în spate, încât să poată lua decizii economice înțelepte. Cât timp Europa nu va fi unită din punct de vedere politic și o singură voce, se întâmplă, astăzi e mai bine decât era acum 6 luni din punct de vedere a vocii unice, până atunci, evident că și majorările de dobândă în SUA s-au întâmplat mai devreme, ei au loc mult mai mult de ajustat dobânzile în scădere dacă trebuie stimulată economia, BCE-ul rămâne tot într-un teritoriu negativ încă, deși multe din țările europene deja plătesc un preț destul de mare, uite-te doar la Italia, 3,75% la 10 ani titluri de stat, 3,75% probabil din această sală, mulți dintre noi avem rata la credit fixată la 3,75%. Și în timp ce noi plătim 3,75%, datoriile suverane ale Italiei au ajuns deja la nivelul acela. Deci sunt niște lucruri care se vor fi lămurit în viitor când ne uităm retroactiv. Ca să răspund scurt, întăresc ceea ce spui. Și cred că dacă acest moment poate fi unul de turnură, ar fi unul de consolidare a Europei fiscale. Europa monetară este. Cred că, până la urmă, cu erorile inițiale, a făcut ceea ce a trebuit. Europa fiscală a început să se manifeste prin Next Gen și PNRR. Și, până la urmă, dată fiind faptul că Europa e cea mai vulnerabilă din fostele centre, așa zis, occidentale, fără a avea un buget comun, sau fără avea măcar un instrument de stimul permanent, real, nu vorbim aici de planul Juncker, care e micuț, până la urmă, nu are cum să răspundă la astfel de provocări, în condițiile în care are modele de creștere interne foarte diferite. Deci are modelul de creștere pe export, german, să zic, tipic, Europei de Nord-Est și în mare măsură a țărilor mici din Europa de Est.
Cehia, asemănând mult mai mult cu Germania decât cu orice altă țară din Europa, de pildă. Dar pe de altă parte ai marile economii de consum din Sud și din Est, cazul românesc. Și atunci astea două trebuie să se întâlnească în același cadru fiscal, care până la urmă e un simplu instrument care e mai mic de un trilion de euro. Care e extrem de puțin, în condițiile în care în state poți să faci 6 trilioane stimul. Adică, în condițiile în care tu ai un PIB mai mare decât a SUA. Deci aici vorbim de aceste card fiscal, care ne desparte de o capacitate de reacție de tip american, care, iată, bineînțeles că beneficiază de faptul că am moneda de rezervă, pe care noi nu avem. Euro e o monedă mult mai slabă decât euro, în ca valoare ca monedă de rezervă. E minoră, de altfel. Deci nu avem această posibilitate și suntem cu atât mai vulnerabili când nu avem nici partea asta fiscală pe care eu o am. Dar nu se pune problema să nu susțină, nu știu, Alabama, care e un stat foarte de lumea a treia, practic, în context federal, dar nu se pune problema asta până de ultimă treabă. Și atunci, nu există această vulnerabilitate în fața piațelor, în mod real. Apreciez foarte mult că deja am ajuns în zona politicilor Uniunii Europene și ce ar trebui să facă UE, dar simt așa că lipsesc anumite concluzii. Și o să vreau un pic să ne întoarcem, să punctăm câteva concluzii. Ați vorbit foarte mult de faptul că, până la urmă, România are o economie bazată pe lanț de producție. Și dacă vorbim de procente din PIB care poate să fie nesemnificative la nivel de impact, totuși vom avea un impact pe lanțul de producție. Vom resimți impactele astea pe lanțurile de producție. De la companiile producătoare de mașini sau componente pentru mașini, până la cel din zona petrochimică. Bun, dacă ar fi să ne gândim că le dăm sfat anumitor companii care au potențialul să fie foarte afectate și până la urmă economia României depinde foarte mult de economia Germaniei și alte economii din zona Uniunii Europene. Ce sfaturi le-am da anumitor companii din România care au potențialul să fie cele mai impactate și ce îi spunem statului român? Ok, pe ce ar trebui să-ți concentrezi atenția, ce ar trebui, poate, prin anumite măsuri să salvezi, astfel încât să nu, sau, nu știu, să atenuăm efectele recesiunii de care vorbește toată lumea. Asta ca să punctăm concluziile la discuția pe care am avut-o până acum și să ne ducem mai apoi către zona climatică și cum finanțăm tranziția justă. Aici, dacă tu vă deranjează, v-aș da un răspuns dintr-o economie reală și anume. Sunt adeptul unui stat neintervenționist. Mi se pare că intervenționismul își trăiește apogeul în momentele acestea, nu doar în România, ci oriunde ne-am uitat. Pentru stat, aș spune să fie suplu, deficite cât mai mici, ținute sub control și investiții în ariile care contează, plus că avem și o monedă bună de schimb acum. Contextul ucrainean ne deschide orizonturi clare. Avem nevoie să finanțăm această susținere pe care o avem vis-a-vis de Ucraina și militară. Deci avem nevoie de bani gratis, nu doar ieftin, gratis, să vină către noi pe subiectul ăsta. Și ar face bine toți să fim în stare să preluăm banii care probabil vor veni către noi. Iar companiile să fie atente la cash, decapitalizarea să o evite cât mai mult cu putință și să mențină o relație cât mai bună cu sistemul financiar, pentru că va fi nevoie și de capital de lucru și de capital. Ce poate să facă concret statul român în condițiile actuale, niște condiții care să țină cont de slăbiciunea instituțională a statului român? Până la urmă de aici plecăm. Și cred că ceea ce ar putea să facă foarte bine acum este, și n-ar fi așa greu, pentru că e o zonă de nișă instituțională și oamenii sunt buni acolo, în Ministerul de Externe, e partea de diplomație comercială. Respectiv vor exista acum licitații foarte mari peste tot legate de tranziția verde. România are un potențial extraordinar pe eolian, în Marea Neagră. Este un studiu bun făcut de Banca Mondială, etc. Și partea de producție de unități eoliene începe să se mute din Asia înapoi în Europa. Și trebuie să prindem partea asta de producție a tehnologiei necesare de tranziție verzi, care va da de lucru încă 30-40 de ani pe piețele bursiere, până la ultimele familii de muncitori în industrie din România.
deja PNRR-urile naționale europene finanțează înlocuirea locomotivelor diesel cu locomotive Alstom pe hidrogen. Deja Austria le operează de 3 ani. Italia a comandat de 600 milioane de euro, în fine. Ideea este că am văzut și pompele care se fac în sudul Danemarcei. Sunt niște pompe de benzină, așa arată, hidrogenul lichefiat. Deci, practic, suntem într-un punct de inflexiune istorică care e foarte similar cu anii 90, când s-a făcut tranziția de la cărbune la petrol. Tot în timpul unui război, tot datorită unui conflict geopolitic, respectiv faptul că Marina Britanică a înlocuit, sub Churchill, a înlocuit cărbunele cu petrolul. Lucru care a dus la efecte de lanț în toată industria. Oi, noi cred că acolo suntem în momentul ăla și dacă prinzi, dacă ești un early mover pe partea de green technology production for the green transition, atunci ești foarte bine poziționat. De când dacă rămâi pe zona asta, motoare termice și piese aferente, care de fapt e esența exporturilor românești, ești foarte vulnerabil. Știind că numărul de joburi necesare pentru automobilul electric e foarte mic și mobilitatea nu se poate baza doar pe electric, mai ales la vehiculele mari, gen trenuri, camioane, da.